Păi nu avem altă posibilitate să-l prindem, am zis că... Poftim? Bună seara! Bună seara! E trecut de ora 7 și pentru că e miercuri, vă invităm să rămâneți cu noi pe Undă Verde. Eu sunt Oleg Brega, un fel de moderator al emisiunii Verde în Față, inițiată de Partidul Verde de România, pentru a fi prezentați membrii și proiectele verzilor în eventualitatea alegerilor care vin să ne provoace și în care vrem să ne implicăm. Alături de mine, co-moderator, e și Gabi Ursescu, care abia reușește să ne facă de mână. El e din Scandinavia, din Suedia. În cadru îl avem de undeva de la țară pe domnul Cristian Hirsch, care înțeleg că e șeful, patriarhul, ambasadorul Sibiului în această emisiune. Pe dânsul rog să ne prezinte, să ne prezinte pe colegii de acolo de la țară, dar eu vi-l mai prezint doar pe domnul Călin Joarză, care de mult așteaptă și de mult, căruia de mult i-am promis că intră în această emisiune, dar tot apărea ba o prioritate, ba alta și abia acum i-a venit rândul. Văd că e mulțumit, mulțumim și noi că a avut răbdare și îngăduință cu noi. Domnule Hirsch, vă rog să ne prezentați colegii de acolo și să ne explicați de ce sunteți împreună. Bună seara, aș vrea în primul rând să prezint colegii prezenți în emisiune, pentru început. Ați pomenit mai devreme de colegul nostru Călin Joarză, vicepreședinte al Organizației Județene, iar în stânga mea l-avem pe cel mai nou membru, colegul nostru, Mircea Femea, căruia îi adresez și pe această cale bun venit în echipa noastră. Bine, am găsit. În prezent suntem în vizită în teritoriu, la gura râului. Am hotărât ca în următoarea perioadă să mergem prin teritoriu, în județ, în localitățile unde noi avem filială, pentru a descoperi problemele care există sau care se confruntă colegii și nu numai colegii. Să identificăm problemele locale. Și acum aveți un fel de adunare de filială, de organizație locală, sau de ce erau atât de mulți în Geci Verzi? Aceste geci reprezentative, noi le avem de ceva vreme, dar din păcate nu le-am putut face vizibil din cauza vremii crizei sanitare care a venit, din păcate, peste noi. Păi, dacă am avut o iarnă și vremea este minunată. Dacă am avut o iarnă și o primăvară foarte caldă, acum avem o vară răcoroasă, deci putem purta gecile astea în continuu, anul împrejur. Da, așa este. De lucru și tricourile. Și șepcile. Da, cum auzeam că au de gând să amâne alegerile cu un an sau azi s-a discutat la Curtea Constituțională chestiunea asta și s-ar putea să tragă de timp mult cei de la guvernare și cei din opoziție, va trebui să ne facem și vuvuzele verzi inscripționate cu simbolul partidului și să ne pregătim de un an de proteste dacă o să amâne la nesfârșit alegerile. Sunteți pregătiți de alegeri? Probabil că o să pregătim și căciulile de iarnă pentru viitoarea campanie. Am glumit puțin, dar cu siguranță o să ne pregătim și noi acolo unde se poate, în localitățile unde putem, pentru alegerile locale din acest an sau probabil la începutul anului viitor. Depinde ce hotărâ parlamentarii noștri. Și aveți candidați pentru toate localitățile la funcțiile de primari, primare sau consilii, local, județean? În unele localități avem deja candidați, avem câteva liste formate. În alte localități încă se decid candidații liste. Dacă vrea cineva să adere acum... Am văzut că aveți și un sediu fain. Cum? Unde vă găsesc? Sediul nostru este în Sibiu, pe strada Malului numărul 8.
ne pot găsi, ne pot contacta și pe pagina de Facebook Partidul Verde Sibiu. Avem în lucru și un site pe care o să-l prezentăm, o să-l publicăm în curând. Oricum, datele de contact ale datele de contact ale fiecărei filiale de Partid Verde sunt pe site-ul partidulverde.ro sau pe verzii.ro și acolo la filiale găsiți numele reprezentantului și telefonul de contact, dar pe rețele sociale sigur sunt informații mai detaliate, chiar cu fotografii, cu activități, cu clipuri video. Gabi, trebuie să pornești microfonul dacă vrei să te faci auzit. Bună tuturor, salutări din Scandinavia. În primul rând, mă bucur foarte mult că sunteți din ce în ce mai mulți și vreau să salut pe Mircea, pe care ne știm de ceva vreme de pe partea civică. Și vă vedem din Sibiu, este o acțiune foarte bine cunoscută și în diaspora, și în țară. Și mă simt onorat că ai ales Partidul Verde și bine ai venit, Mircea. Și sperăm că și ceilalți... Bine v-am găsit! Care văd această emisiune să se gândească foarte serios, fiindcă dacă nu există acest partid, atunci el trebuie inventat. Și vreau să vă spun, poate multora, eu am stat în Sibiu cam 2 ani de zile și chiar dacă nu sunt expert în sibiană, măcar cunosc multe zone și multe aspecte în general plăcute despre Sibiu. Și de fapt unul dintre locurile principale unde vreau să m-aș stabili în România este Sibiu, așa că mă simt oarecum ca acasă. Bine a venit, Mircea, și bine v-am găsit. Sunteți tot în emisiune. Noi te invităm la Sibiu. Te invităm, da. E un partid care se potrivește de minune pentru Sibiu, un oraș verde, oameni minunați, echipa de aici e deosebită. Nu. Când m-am hotărât să intru, am venit și am vorbit cu Cristian, nu prin telefon sau prin Messenger sau prin orice altceva, direct față în față, și am rămas profund impresionat. Echipa are proiecte în lucru pentru sibieni. Uite, aici în gura râului nu avem o ședință, e o echipă, o întâlnire de lucru, să identifice problemele, să se caute soluții. Asta e, asta sunt verzii. Deci sunt gospodari. Asta se și caută, deci care toți cei care vreți să faceți ceva, sunteți gospodari, vedeți că până acum nu ați reușit să ați fost dezamăgiți permanent, au fost numai vorbe, trebuie să căutați verzii, deci nu este târziu. Ce făceați până acum? Începe o reconstrucție a țării. Nu e, până acum se vehiculează, tot timpul se dă reset. Nu, domnilor, nu se dă reset. Se face o restaurare a valorilor. Când ai reset, revii la sistemul ăla, tot la sistemul ăla rămâi. Tu trebuie să refaci ce a însemnat România. Da. Vreau să spun celor din Sibiu și celor care ne urmăresc că Partidul Verde, pe lângă faptul că este membru permanent al Verzilor Europeni, este singurul partid românesc care este parte a campaniei civice europene pentru strângerea semnăturilor pentru salvarea biodiversității și a fermierilor. Și eu chiar am să pun un link acum în comentarii, tocmai ca să vedeți că este adevărat, și cei care doriți să semnați, să protejați biodiversitatea și fermierii, deci implicit locurile de muncă și hrană sănătoasă, rog frumos să semnați această petiție.
în format electronic se poate semna sau printat și dat la unul dintre membrii Partidului Verde. De asemenea, rețineți, dacă nu preferați această variantă, sunt și alte asociații care sunt parteneri acestei inițiative și puteți semna acolo fără nicio problemă scopul nostru comun, rețineți, scopul nostru comun este să adunăm semnăturile necesare pentru cota de țară, undeva la 25, 24, 25 de mii, mai sunt undeva la 6 mii de semnături de adunat și cu ajutorul dumneavoastră o să le adunăm. Deci distribuiți, comentați, haideți, participați activ. Ți-am zis, Mircea, o informație în premiere care trebuie să o știi și uite că avem o chestie concretă unde ne putem implica. Mulțumesc. Vreau să-l mai întreb pe... Un partid pentru cetățeni. Pe Mircea Șoima vreau să-l mai întreb cât mai iau semnal acolo. Ce a făcut până acum în societatea civilă? De ce nu s-a hotărât să intre în viața politică? Am fost implicat în multe acțiuni civice, dar mediul politic până acum nu m-a atras în mod deosebit, fiindcă am identificat că nu e nimic constructiv. Ați sperat că cei... Permanent se arăta cu degetul spre altcineva. Deci ați avut așteptări, așteptări mari ați avut de la clasa politică și v-au dezamăgit. Acum v-ați gândit să intrați chiar dumneavoastră la butoane. Da, doar implicându-te reușești să faci ceva. Mulțumesc. Hai să-l auzim dar și pe colegul dumneavoastră din oraș, din studio, pe Călin Joarze. Dânsul înțeleg că e vicepreședinte. O rog să ne povestească despre planurile partidului din zona Sibiu. Bună seara și bine v-am găsit. Bine, în momentul actual, noi ne declarăm mulțumiți pentru faptul că am început doar din noiembrie în Sibiu să reformăm toată structura Partidului Verde. În ianuarie am reușit să găsim sediu, după cum ați văzut probabil în filmulețul de prezentare a lui Cristi, l-am reușit să-l amenajăm și să fie pe măsura Partidului Verde, de o asemenea amploare. După care ne putem mândri cu cel puțin 10 filiale în teritoriul județului Sibiu și cu 45 de membri activi și vreo 60 de membri simpatizați. Bravo! Ca și proiecte în care ne implicăm, sunt momentan să ne facem cunoscuți, pentru că am avut două luni de pauză în care, neavând posibilitatea să ne facem cunoscuți, să ne mișcăm, să ne vadă lumea în diverse locuri, era destul de restrictiv să te vadă cineva doar pe monitor și atunci noi ne vedeam între noi, dar am zis că vrem ceva mai mult. Vrem să ieșim, vrem să ne cunoască lumea, vrem să ne punem în practică ideile și planurile. Ca atare, un exemplu este numai astăzi, în care și eu trebuia să fiu acolo cu colegii mei, dar alegând și varianta de emisiune, am zis cineva trebuie să rămână și la bază. Cu stegulețul sus. Și restul sunt implicările din Sibiu, la care multe din instituții se reformează. Multe din instituții au o nouă abordare, felul în care văd lucrurile, felul în care se raportează la cetățeni. Ne pare rău că Sibiu totuși nu mai poate să se facă cunoscut prin acele festivaluri, prin acele festival de film, festival de teatru, festival de... Sunt, toate erau o imagine extraordinară a Sibiului. Ori în condițiile date e puțin mai dificil. A mai rămas doar muzeul Astra, care și-a deschis porțile de o săptămână, și sunt restul de puncte cu care se mândrește Sibiu. De exemplu, la Ogna Sibiului a apărut, bineînțeles, reclama că se poate face baie, că nu se transmite niciun COVID.
Așa că vă invităm și la o altă filială unde avem în Ogna Sibiului filială. Deci colegii de acolo ne-au confirmat că se poate merge și se face baie și nu se transmite niciun COVID. De ce? Pentru că, pentru că e sărată apa? Da, e sărată. Și din confirmarea medicilor, nu este mediul propice pentru a se dezvolta niciun virus. În rest, așteptăm ceilalți membri care vor vrea să vină în partid. Noi suntem foarte deschiși, respectând principiile pe care ne-am hotărât toți. Florin Călinescu împreună cu restul de oameni deosebiți prin care vrem, chiar dorim să schimbăm ceva. Dorim un trai mai bun și o viață mai civilizată. Păi haideți să vedem dar care sunt. Haideți să vedem dar care sunt problemele țării și ale Sibiului. De ce e necesar să facem o schimbare? Ce au făcut greșit până acum cei care s-au perindat la guvernare? Înțeleg că Sibiu ca oraș are sigur stații de epurare și vreun sistem de colectare a deșeurilor, pe când prin sate cel mai probabil nu există și asta ar fi una dintre probleme, nu-i așa, poluarea? Sunt orașe care au de lângă Sibiu, nu numai Sibiu, ceea ce pot să vă zic că Sibiu deja are peste un an de zile în care gunoiul se selectează selectiv. Oh! Bravo! Pionier! Deja bravo. E încetățenit! Deja ne-am încetățenit. Nu mai e la ordinea zilei să ai patru culori de pubele, să poți să arunci gunoiul selectiv, la fel se și strânge. Și nu există orice spune. Da. Eu vreau să vă trag de urechi. Cum adică să aveți selectare a gunoare? Eu nu înțeleg chestia asta. Cum se poate așa ceva? Cu dragoste și cu plăcere. Bravo, bravo, da, exact. Uite că avem vești bune, pozitive, ceea ce este o dovadă că lucrurile se pot schimba în bine. Mi-aduc aminte o filmare de acum două luni de zile de la Moldovița. Bucovina este plină de probleme legate de mediu, chiar dacă este o zonă minunată și oamenii sunt minunați acolo, chiar dacă un pic cam au băgat capul în pământ ca și instrucții și doar o mână de activiști ține mândria bucovineanului mai departe. Deci, efectiv, primarul de acolo, din Moldovița, a dat ordin subalternilor acolo, sau, mă rog, serviciului de salubritate, să dea cu lama de la buldozer gunoaiele în pârâu. Deci efectiv cu lama a dat acolo și ca să ascundă gunoaiele, fiindcă se au aflat că vine un control, le-au acoperit a doua zi cu pământ. Dar bineînțeles, în tot malaxorul ăla de pietre, pământ, bineînțeles că au ieșit și gunoaie. Se întâmplă chestiile astea în Sibiu? Ați văzut asemenea anomalii? Eu pot să vă spun viceversa. Cunosc, de exemplu, numai anul trecut s-a mărit și s-a lărgit albia unui râu, râul Săliștii, în care este o apă curgătoare, în care tot gunoiul s-a scos pe mal, în sensul că s-a ridicat din albia râului și s-a luat, efectiv, s-a mărit zona de curgere a apei. Da. Pentru a se evita, a fost o viitură de apă mai puternică și pentru a se evita din nou aceste viituri, tot cursul de apă s-a curățat. Dar s-a curățat cum? Excavând și mărind laturile de albi ale râului și tot deșeul s-a recoltat și s-a dus la zona de recoltare. Deci nu s-a lăsat nimic. Eu, am și câteva proprietăți în zonă, s-au curățat tot râul. Deci au existat acele utilaje ale apelor, apele române sau cine au direcționat această operațiune și efectiv s-a curățat. Că acum mai reapar și că obișnuim lumea mai greu, dar majoritatea primarilor de pe traseu, de pe cursul de apă, eu i-am văzut implicați. Și am văzut implicați la modul ei mergând personal. O chestie care mi-a plăcut
ce ați făcut-o voi de curând și este bine de știut. Acum, cred că o lună de zile, chiar vorbisem cu Cristi că a fotografiat sau a filmat un cetățean care a aruncat camioneta de gunoi pe ceva teren viran. I-a făcut fotografie și peste două ore mi-a dat o captură foto cu documentul, cu plângerea de fapt, care a făcut-o la Garda de Mediu sau la poliție, ceva de zis. Cred că la există prin primărie. Prin primărie există. Exact, la primărie. Exact. Ceea ce m-a impresionat, semn că chiar reacționat. Mircea, dragule, tu vii din grupurile civice. Care este atmosfera legată de politică? Vor oamenii să voteze? Au ce vota? Care este atmosfera? Ce zic cetățenii? În principiu, asta vrem să schimbăm. Deci trebuie să aibă pentru ce vota. Deci noi venim ca o alternativă la ce a fost până acum, ca să contrabalansăm stilul agresiv al altor partide. Calmul, mai ales în zona Sibiului, în Ardeal în general, oamenii nu sunt așa agresivi, răuvoitori, încearcă să găsească soluții. Noi cu asta venim. Venim cu soluții pentru probleme. Acum începem să identificăm tot mai multe. Vrem să ca cetățeanul să participe la aceste probleme identificate. Se vor face consultări ale cetățenilor. Orice idee este binevenită. Cetățeanul trebuie să simtă că politicianul lucră pentru el. Lucră împreună cu el, pentru el, pentru o viață mai bună, pentru o viață mai curată. Lumea, ce se întâmplă acum în societate, în lume, ne arată că aceasta e singura direcție în care trebuie să mergem. Mediul trebuie protejat, trebuie să avem grijă de el și atunci și el are grijă de noi. Nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru. Nu trebuie să forțăm mediul. Noi trebuie să ne adaptăm la mediu. Nu să-l modelăm cum vrem noi. Să te adaptăm la el și să-l respectăm. Da, Gabi, mai zici ceva? A închis microfonul. Care este situația șoselelor sau autostrăzii de centură în jurul Sibiului? Momentan este în formă de proiectare și autorizare. Da. Deocamdată primăria s-a implicat destul de mult într-o zonă în care Sibiu s-a dezvoltat foarte multe blocuri, case spre Ciznădie. Și având în vedere faptul că a fost pandemia și a fost puțin traficul mai redus, au acționat foarte rapid pe o zonă de intrare în Sibiu, dinspre zona Ciznădiei, unde sunt multe blocuri, unde e un cartier de persoane tinere. Și acolo lărgesc deja șoseaua, dar l-au făcut-o, din punctul meu de vedere, cu cea mai mare responsabilitate, cu cea mai mare... Deci nu ar exista ceva ce să putem spune că nu s-a făcut. S-a făcut inclusiv dezbatere publică, eu am văzut și acțiunile de strângere de idei, de variante și toate s-au discutat public. Deci nu s-a făcut ca impus. Exact. Ce se aude, Cristian, ce se aude despre Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu? S-a anulat. S-a amânat pentru un an. Toate evenimentele culturale și sportive s-au amânat pentru prima jumătate a anului, cel puțin. Festivalele cele care erau prevăzute pe agenda culturală și agenda sportivă. Doar cele în aer liber, cum e Muzeul Astra, acelea au rămas deschise. Atunci acolo trebuie să mergem, fiindcă chiar Muzeul Astra este unul foarte, foarte frumos. Și eu am fost acolo, cred că de vreo 10 ori, dacă nu mă înșel. Și chiar te simți în mijlocul Sibiului, aproape în mijlocul Sibiului.
te simți practic ca la țară. De cel mai mare din țară muzeu, cu cele mai multe exponate. Da. Este un muzeu deosebit și ieftin și se mănâncă și bine la restaurantele din zona. Chiar duminică am fost într-o plimbare prin muzeu. Încă casele nu toate sunt deschise pentru că asta este impunerea de virus și restaurantele doar parte din terase. Deci nu există încă acea deschidere a restaurantelor, încă se mai respectă toate normativele. Da. Azi e într-un fel ziua internațională a bicicletei sau a pedalatului. Aveți infrastructură biciclistică, aveți cultura pedalatului în Sibiu, în județ, în oraș, în orașe, sau e de lucrat mai ales pentru verzi dacă ajung la putere? Din punct de vedere al Sibiului, deja există, eu zic, destul de multe piste de biciclete. Deja aveam 3 festivaluri de biciclete și momentan chiar se lucrează la încă vreo 10 km de pistă de biciclete pe care face legătura dintre alte două cartiere, Strand și Valea Urie. Sunt cartiere de aici, implicarea există. Și pedalează oamenii sau pistele goale? Ceva mai mult decât mine, față de volumul meu, da. Cristi vă poate spune mai mult că el e și sportiv. Exact. Noi ne dorim ca la un moment dat să toate localitățile din jurul Sibiu, localitățile limitrofe Sibiului, să aibă conexiune cu pistă de biciclete. Pentru fluidizarea traficului, pentru o viață mai sănătoasă. Da, aspectul ăsta e... Sunt foarte mulți navetiști din jurul Sibiului, care, dacă ar exista aceste piste de biciclete, pe tronsoanele înspre Sibiu, cred că ar ajuta foarte mult. Aspectul ăsta e important să-l subliniem, că pedalatul e și sănătos pentru mediu, e sănătos și pentru biciclist, e și aproape gratuit, adică nu te costă nici locul de parcare, nici asigurare, nici combustibil, nici câte alte se mai plătesc, vinietă, rovinietă și tot așa. Deci trebuie să încurajăm oamenii. Exact. Cristian, fă-te rog așa cu camera să vedem și ceilalți colegi. Să arătăm la... Da, colegii momentan sunt în ședință, dar cu permisiunea dumneavoastră, nu sunt în zona aceasta, dar cu permisiunea dumneavoastră aș dori să îl invit pe președintele filialei locale să profităm de această ocazie dacă toți suntem aici. Exact. Sigur, dar să ne-l prezentați. Să ne prezinte. Dânsul este consilier, este membru în Consiliul Local Gura Râului. O să revin în 2 minute atunci. A, e în regulă, da. Până vorbește el, Cristi. Lasă-i, Cristi. Da. Lasă-i tu telefonul lui și du-te și îi cheamă pe toți afară, dacă nu. Exact, așa e cel mai bine. Te invit pe toți afară. Exact. Păi nu, să nu întrerupă. Sunt singur, o să întrerup puțin camera video, să merg după ei. E în regulă. Nicio problemă, că vorbim cu domnul Jurja. Să auzim, dar părerile activiștilor, a membrilor, a liderilor verzi din Sibiu despre problemele țării. De exemplu, azi în Parlament, pe lângă ce s-a mai discutat despre pensii speciale, s-a abordat și noua lege despre educație sanitară sau educație sexuală, care era cât pe ce să revoluționeze România, să o scoată din fruntea clasamentului cu cele mai multe minore gravide. Și a sărit PNL-ul cu PSD-ul și care a zis că nu, dar întâi trebuie să fie acordul părinților. Ce părere aveți noastră ca activist verde despre situația asta? În primul rând pot să cer un pic de dispensă să mă informez, pentru că am fost la treabă astăzi. Informarea cu ce face București o fac în a doua parte a zilei, după ce îmi văd și familia, după ce văd ce face fiul meu, care stă acasă și, din punctul meu de vedere, neavând nici grădiniță, având doar vizualizarea de Zoom cu grădinița unde e. Totuși, în principiu, ce părere aveți dacă copiii au nevoie de educație despre sănătate, despre viață,
despre sexualitate. În primul rând, cei 7 ani de acasă chiar au nevoie de acea educație și acea igienă pe care o transmitem oricare. Problema e că despre sexualitate nu prea se vorbește, nici până la 7 ani, nici după 7 ani. Părinții au o frică, o teamă să vorbească despre asta. Eu zic că e puțin relativ, adică pe majoritatea pe care îi știu eu ca și anturaj din jurul meu, se cam discută. Discută acasă, discută cu partea de psihologi, de psihoterapeuți, de un bun amic de-al meu care este în spitalul de psihiatrie, au și acolo un centru în care dacă vreun copil, să-i zic așa, cu probleme sau orice altceva fel de deviere de la cel firesc, cum îi zicem noi, este consiliat. Dar este consiliat sub aspectul tratării, nu medicamentoase, ci înțelegerii de psihoterapie, de terapii alternative, de orice fel de altă mijloc prin care se poate consultare. Atunci când statului, da, atunci când statului pasă de sănătatea cetățenilor. Toată stima pentru domnul doctor Cipi Băcilă. Să ne-l prezinte domnul șef pe colegul lui din gura râului. Colegul nostru, servus, colegul. Este președintele filialei locale Gura Râului și îl rog pe el mai departe să ne spună câteva vorbe despre filiala Verzilor din Gura Râului. Bună seara! Filiala Verzilor de la Gura Râului, înființată în 2012. Avem, în prezent avem 60 de membri. Bravo, în 2012, la înființare, am candidat pe listele de consiliu local. Am reușit să câștigăm 3 consilieri locali în 2012. În 2016, la fel, 3 consilieri locali la Primăria Gura Râului. În momentul de față, în mandatul 2016-2020, ne-am putut impune și cu un viceprimar la Gura Râului. Bravo, planurile super. De viitor, planurile de viitor ar fi ca în următoarele alegeri să mizăm tot pe 3 consilieri, poate mai mult 4. Și avem și un candidat la primar, în care ne hotărâm care va fi cel mai... Cu doamnele, cum stați? Bine, avem, doamne, putem să zicem, pe lista din 2016 am avut 6. Din cât? Super, bravo. Apropo, cum e cu barajul de la Gura Răului? Barajul e bine. Asigură apa pentru Sibiu. Încă pe loc, încă pe loc, da? Da. Da, pentru cine nu știe, eu am stat vreo 2 ani de zile în Sibiu și de-aia cunosc zona un pic și am mers acolo către Gura Răului, traversare către Păltiniș. Am și dormit acolo peste noapte cu portul. Și de a cunosc. Cum e cu stânele pe acolo și cu tăierile de pădure acolo sus pe creste? Nu au fost probleme mari. Minore au mai apărut câte problemă vis-a-vis de circulație, materialul nu s-a văzut anunțuri și poliție, patrulări pe aici. Dar știți că e și o zonă chiar la coborârea din munte, prima comună, știți? Na. Știe lumea tot materialul nu special. Da, cei care nu sunt înscriși la Partidul Verde știu despre radarul pădurilor, inspectorul pădurilor, cum se sune la dispecerea ca să anunțe un posibil transport de lemn ilegal? Da, lucrez ca inginer silvic. Și... Te-am prins! Chiar m-ați... Dacă vreți, putem intra în amănunte, că aici azi... Da, înseamnă că doar nu se taie. Ai pus întrebarea lupului. Da, deci se taie, dar mai mereuași. No, eu sper să nu se taie deloc ilegal și am încredere acolo că faceți treabă bună. Și cred că oamenii nu v-au ales degeaba, înseamnă că iubiți natura și așa trebuie să fie. Dacă este o zonă splendidă și merită vizitată.
spuneți că aveți viceprimar, înseamnă că participați? Participați cumva la guvernarea locală? Asta nu vă erodează imaginea? Ce ați reușit să faceți în localitate? De sperați să aveți mai mulți consilieri la alegerile următoare? Păi v-am spus că din 2012 ne-am testat puterile și se pare că n-am dezamăgit. Dacă oamenii în 2016 ne-au acordat aceeași încredere tot pe trei consilieri, bătălia în 2016 a fost mult mai mare pe Consiliul Local, pentru că au apărut și alte partidele puternice, să zic așa, care erau... Oricum am reușit față de PSD să stăm umăr la umăr cu ei. PSD-ul, trei consilieri, Verzi, trei consilieri. Să spuneți la consilieri și la cetățenii din Gura Răului că Partidul Verde este partener oficial al campaniei pentru salvarea biodiversității și a fermierilor și poate să se implice și ei, indiferent de partid sau de alte apartenențe, să semneze petiția online, astfel încât să salvăm ce se poate, fiindcă fermierii sunt importanți, biodiversitatea este importantă și, bineînțeles, să fim din ce în ce mai mulți verzi acolo în Gura Răului, Cristian, toată zona aia, fiindcă este păcat de Sibiu și, de fapt, de toată țara. Mulțumim pentru intervenție. Acum, pentru domnul Joarză, care zice că e la sediu, taman despre sediu, vreau să vă întreb. De acasă, momentan. Ok. Credeți că e de perspectivă să aibă fiecare organizație locală un sediu pe care să-l folosească când? O dată pe lună, când există ședințe, când viitorul se pare că e al mediului virtual, al comunicării așa, la distanță, ca pe timp de pandemie, ca să consum mai puțin pe transport, ca să consum mai puțin pe chirie, pentru că s-ar putea să se cramponeze toată lumea să facă un sediu, să adune o grămadă de eforturi pentru asta, dar să nu prea să-l folosească. Poate e mai necesară activitate online. Din punctul meu de vedere, sunt necesare aceste puncte de întâlnire prin faptul că identifici că a toți cei prezenți acolo sau afiliați, poate să fie și doar simpatizanți, acolo se dezbat problemele. Problemele nu se dezbat din punctul meu de vedere fiecare acasă, fiecare doar în idee. Păi care nu, în conferințe de Zoom, în conferințe de Skype, iată cum discutăm noi acum pe Messenger, pe rețele sociale, în mediul virtual. N-am zis să rămână fiecare izolat acasă, că deja e relaxare. Din punctul meu de vedere, încă contactul de persoană cu persoană, încă avem nevoie. Avem nevoie de acest dialog pentru a ști cine e, a-l simți, a fi aproape de el, a-l înțelege, a vedea toate părerile la un loc. Eu sunt adeptul, totuși, menținerii sediilor și creierii în fiecare punct și în fiecare zonă câte un sediu. Eu sunt adeptul adaptării la mediul virtual pentru că se pare că viitorul e aici. Cine o să rămână la sedii, s-ar putea să rămână cu sediile. Oricum, eu cred că se poate complementa. De acord, sigur. Oricum suntem prezenți prin media și prin oricare dintre noi avem acel telefon și putem chiar să votăm. Noi încurajăm votul de acasă. Pentru că asta e o inițiativă chiar a conducerii partidului la nivel național, vrem să fie vot electronic chiar la alegerile locale, dacă ar fi posibil. Și se pare că guvernarea se gândește deja. Chiar o susținem cu prioritate. Numărul 1 de 2 din dorințele noastre, din ceea ce dorim să realizăm. Dar întâlnirea efectivă, eu zic că încă mai are nevoie. Că acea comunicare, cum de exemplu acum eu comunic de acasă, Cristian comunică din Gura Răului, e nevoie. Dar la un moment dat, acele idei toate la un loc strânse, totuși să avem o bază. Sub forma aceasta. Da, ați văzut că și acolo, la Gura Râului, stăteau oamenii într-o curte și comunicau în stradă. Deci... Acolo, faptul că s-au strâns mai multe persoane, trebuiau să respecte distanța. Deci asta a fost una dintre cerințele în care noi, în momentul în care am propus întâlnirea în Gura Râului, am spus să se facă în aer liber, și să se facă astfel încât să se poată respecta distanța.
Deci iată un motiv în plus pentru varianta mea de comunicare safe, adică sigură, la distanță, fără contact și fără botniță, nu? Că mai greu se comunică cu botniță, pe când așa te vezi în toată splendoarea și stai cu mintea acasă și nu cheltui timp, bani, energie, combustibil pe drum ca să te întâlnești. Mai ales ce aglomerații avem aici în București, nu știu cum e în Sibiu, puteți să ne povestiți despre trafic și despre soluțiile verzelor pentru traficul din Sibiu. Din punctul ăsta de vedere nu stăm foarte grozav. Sunt numărul de mașini care au invadat Sibiu și persoane care au venit în Sibiu și s-au restabilit aici cu rezidență, cu domiciliu, pe platformele industriale au depășit puțin capacitatea de asimilare a mașinilor. Dar momentan încă se poate circula. În Sibiu se respectă mult casele vechi, se restaurează, nu se pot lărgi foarte mult străzile, dar chiar și în varianta aceasta mai creăm câteva străzi cu sens unic și ne mișcăm mai repede, dar ne adaptăm, cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Eu propuneam chiar să se facă subvenționarea 100% a transportului public în orașele mari, ca oamenii să fie tentați să meargă cu transportul public gratuit și să lase mașina acasă. Sau iată, cum ziceam mai devreme cu Cristian Hirsch, să încurajăm pe oameni și pe dumneavoastră, de exemplu, să mergeți la serviciu sau la plimbare sau la întâlnire de partid sau la întâlnire electorală cu bicicleta, cu scuterul, trotineta. Perfect de acord. Perfect de acord. Asta ar fi o soluție eminamente verde. Dar dacă ziceți că sunt foarte multe mașini, asta înseamnă că oamenii o duc mai bine, mult mai bine, deși permit mașini și nu una la o gospodărie, ci câteva, că nu le ajung nici locuri de parcare. Asta așa e. Da. Totuși, azi am văzut o discuție online, pe Zoom sau nu știu cum, a colegilor noștri verzi europeni care se gândeau la un venit minim garantat, la fel cum european. Se face european, cum se face acum în Spania, se pare că a intrat o lege. Ce părere aveți despre așa ceva? Despre oamenii care nu pot să lucreze sau nu vor să lucreze sau nu acceptă să lucreze cu 300-600 de lei, cum circula mai devreme un fluturaș de la o fabrică de confecții. Femeia a lucrat toată luna și avea de luat 600 de lei. Ce mi se pare mizerabil. Decât să lucrezi degeaba, am eu un dicton, mai bine stai degeaba. Din punctul meu de vedere, aș încuraja acel venit minim, dar acel venit minim să fie totuși și garantat pentru cei care vor să muncească. Pentru cei care nu vor să muncească, pentru că, Domnului, există și persoane care nu vor să muncească. Eu am avut cu 300 de persoane care anul trecut am fost nevoit să o închid pentru simplu fapt că acel client pentru care lucram din Germania și-a mutat toată capacitatea de lucru în Albania. Pentru că forța de muncă este mai ieftină acolo. Da. Deci eu încurajez venit minim. Să-l auzim pe domnul. Uite la Cristian, exact, că este acolo cu băieții. Uite, aveți un cățel fericit. Suntem cu o parte din echipa de la Gura Râului și am vrut să, și Sibiu, bineînțeles, și am vrut să vă salutăm în direct. Servus. Ceau, colegii! Pe grup. Dar bine așa mai elibertat, că 2 metri. Păi dacă n-am vrea să auzim știri peste o săptămână, două, că vrea toată filiala... Cristian de acolo, exact. Cristian, vrea cineva de acolo să zică ceva? Romeo! Dar suntem în natură. N-ai liber, dacă da. Dorește cineva să intervină... Din ce spuneai de poluare, Cristi acolo, de exemplu, s-a dus cu motorul. Da. Să vă dăm din bucătăria noastră internă. Adică cu motocicleta. Dacă merge. Exact. Da. Dacă merge cu prună, atunci e eco. Sau dacă e electric. Da, o întrebare, Cristian, că este foarte importantă. Dacă sunt mulți plecați în străinătate din Gura Râului și ce și-ar dori ei de la comunitatea românilor din străinătate? Ce ar dori ei să, cu ce cunoștințe ei să vină în România sau ce și-ar dori ei? Aș invita pe colegul de la Gura Râului să ne răspundă la întrebare.
Dacă mai pot repeta, te rog, o dată întrebarea. Da. Ce și-ar dori ei pe partea asta de Partid Verde și pe parte civică de la românii din străinătate? Din străinătate. Diaspora. Din străinătate, da, din străinătate. Păi, să revină în țară și să ne apucăm de treabă toți. Bravo, avem multe de făcut. Așa că, Gabi, lasă Scandinavia și hai la Sibiu, te așteaptă lumea. Păi eu m-am suflecat, uite aici, trebuie să vin acasă, până la urmă tot vin. Aducă doi ideile verzi. Așa, păi o să vin cu un pachet din Scandinavia, fiindcă ăstora le place natura și sunt destul de avansați cu multe chestii. Așadar, o să, cei din diaspora, cred că au multe de spus, au multe idei bune care se pot implementa în comunitățile care își doresc să implementeze ideile bune. Salutări colegilor din Gura Răului. Mă simt tare bucuros și onorat să vă am ca și colegi. Să revenim la solidaritatea socială. Dacă nu se pare deranjantă insistența mea, eu consider totuși că ar trebui cei care au, nu știu, pretenții mai mari, posibilități mai mari, venituri mai mari, să plătească impozite mai mari și să ajute și pe cei care nu prea lucrează, pentru că România acum are oameni angajați care trăiesc sub nivelul sărăciei. Mai puțin cei de la stat, dar unii care lucrează la privat o duc de azi pe mâine. Nu le ajung banii decât pentru servicii comunale, pentru pâine și ceai. Și asta mi se pare inadmisibil. Oamenii angajați să fie săraci. Sunt de acord. Susțin ideea domnului Florin Călinescu. Un venit minim garantat mare, 1000 de euro, dar să dispară tot ce înseamnă venituri care nu pot fi justificate. Începând de la pensii speciale, începând de la mătușa, începând de la unchiul, verișorul sau orice alt venit care nu poate fi justificat. Dacă nu poate fi justificat, să se întoarcă înapoi la locul lui. Pentru acei oameni care chiar au nevoie. Eu cred că un venit minim garantat acum de 1000 de euro este puțin probabil și nu are rost să exagerăm, dar probabil dacă economia își revine, acest lucru o să fie posibil. Și verzii europeni au propus această idee ca din toate țările să există un venit minim garantat la nivel de Uniunea Europeană. Dar fiecare țară se raportează la anumite cheltuieli, cumva la puterea de cumpărare există diferențe foarte mari. Deci este clar că este un proiect foarte complex, este de dorit, fiindcă eu cred că dacă se face un asemenea sistem de salarizare la nivel european, al Uniunii Europene, atunci înseamnă că românii nu vor mai fi tentați să plece în străinătate, ci vor rămâne în România și partea asta de diaspora chiar se va întoarce în țară, fiindcă eu știu o realitate din diaspora, mulți ar prefera să aibă cu 200-300 de euro mai puțin în buzunar, dar să știe că sunt acasă. Un lucru mă liniștește este puterea de cumpărare actuală din România, dacă este să ne raportăm la un salariu mediu. Deci puterea de cumpărare a unui angajat suedez, dau un exemplu, sau francez, sau eu știu, din Germania, este mult mai mare decât puterea de cumpărare a unui salariat mediu din România. Cred că aici este cheia până la urmă și probabil un finanțist ar putea spune mult mai multe și eu cred că se vor găsi soluții și este și de datoria noastră să le propunem și să întrebăm, să fim implicați în această chestiune și să dea Dumnezeu să fie bine și oameni care se pricep la aceste, la cifre, la economie, îi rugăm să vină alături de vers, fiindcă împreună vom reuși lucruri frumoase.
Și mie îmi pare utopic 1000 de euro pe lună venit minim garantat. Chiar și în Spania, care ziceam că e pionier acum, s-a stabilit un venit de 465 sau ceva de felul ăsta de euro pe lună. Deci nici jumătate din 1000 despre care vorbim noi. Pe de altă parte, auzim că Uniunea Europeană, Comisia Europeană deja a discutat, a votat, a stabilit că se vor acorda bani, nu știu de unde să iau granturi, să iau împrumuturi, 33 de miliarde numai României ca să-și revină din această criză de COVID. Credeți că din acei bani ar putea să se implementeze un astfel de proiect dacă ajungem noi, să zicem, la alegerile următoare într-o coaliție guvernatoare să propunem venit minim garantat de cât o fi, cât să calcula minimul pe economie ca oamenii să-și poată permite măcar pâine și ce mai mănâncă, legume? Eu zic că da. Poate atâta vreme cât există o transparență în tot banul public, fără să mai fie preferențiat aleasă o firmă sau o lucrare, tot banul public care deja se cumulează și dacă este cheltuit într-o manieră astfel încât să pui pe primul plan cetățeanul și de-abia pe urmă alte interese, eu zic că se poate face. Eu nu sunt, o să am o opțiune contradictorie, o opinie contradictorie și am să spun că da, se poate face acest lucru care să zicem, dar eu aș zice că se poate face etapizat, nu în 3 ani, nu în 4 ani. Eu zic că poate în 2 mandate. Exact. Obligatoriu, eu poate face dintr-o dată. Eu zic că acum Verzi trebuie să se concentreze pe crearea locurilor de muncă, fie că există un mare, mare potențial, mai ales pe partea de infrastructură, spitale, școli, autostrăzi, tren, tramvaie, troleibuze, poate chiar o fabrică de autobuze electrice, fiindcă în România acum avem fabrică de autobuze, doar că nu sunt electrice. Probabil trebuie pus un motor electric. Și avem, dau un exemplu, tramvaile care se construiesc la Arad. Avem, nu știu dacă mai avem, locomotive care se fac încă la Craiova. S-ar putea să greșesc. O întrebăm colegii din Craiova. Dar vreau să zic că toți acești bani trebuie să fie investiți, părerea mea, în locuri de muncă, să nu mai plece români în străinătate, să stea aici în România, să taxele, impozitele să vină în România și vom avea bani și pentru pensii. Deci trebuie cumva să facem un cerc vicios care să fie sustenabil, economic. Acești cheltuieli de care spui, sunt perfect de acord cu el, dar atâta vreme cât fiscalitatea începe să fie mai mare, parte din clienți, cel puțin pe linia confecțiilor, au plecat din România pentru că mâna de lucru este prea scumpă pentru ei. Da, acum noi în Sibiu ne bucurăm de forța de muncă din automotiv, dar acest automotiv are o întrerupere momentană. Dar trebuie să vedem cum se restabilește. Exact. Eu știu că la Cisnădie era o tradiție pentru partea aceasta de industrie. Textile parcă se făceau sau ceva de genul ăsta, nu mi-aduc aminte. A fost textil, dar s-a dezvoltat foarte puternic industria de automotiv. Avem foarte multe fabrici pe platforma industrială a Sibiului, unde sunt de ordinul 3.000 de oameni, 2.000 de oameni. E Continentalul, e Marquardt, e Takata, e în jurul Sibiului, Faurecia, sunt multe. Trebuie să înțeleg că acolo practic este ca și un hub industrial. Da. Da. Exact. Ok. Da, dar forța de muncă, cel puțin noi, eu pe propria mea experiență, pot să vă zic că 300 de locuri de muncă anul trecut am fost nevoit să le întrerup. Clientul a plecat în Albania. Forța de muncă din Albania este mult mai ieftină. Da, clar. Și atunci gândită, toată lucrarea gândită astfel încât cu ce impozite punem, ce calcule facem, ca această capacitate și forță de muncă să o menținem aici. Clienții de afară, totuși, clienta la vine de afară. Toate comenzile, marile comenzi vin din Europa. Noi, dacă ar fi să producem doar pentru noi, pentru românii, nu știu câte comenzi ar fi.
Dar dacă producem pentru ceilalți și avem grijă la organizare, la fel de a colecta și quantumul pe care trebuie să-l avem, astfel încât balanța să putem să o menținem la noi. Pentru că altfel clientul se mută unde îi convine. Da. Trebuie să facem minutul de lucru, minutul de operare în România competitiv, prin calitate, prin ritmicitate, prin seriozitate. Sunt alți factori cu care să convingem clientul de afară să producă totuși la noi, să folosim forța de muncă de aici. Pentru că cum este în general, folosesc de aici. Cum este în general la administrația publică prietenoasă cu mediul de afaceri? Din punctul meu de vedere e stufoasă. E foarte stufoasă. Circulăm cu acte dintr-un sediu. Primăria are, de exemplu, două sedii în Sibiu. Mutăm acte care ni le cere un punct al primăriei de la celălalt punct al primăriei. E un stup. Și asta discutăm cu angajații de acolo. Tu îmi ceri aici la un punct de lucru al primăriei hârtiile de la celălalt punct de lucru al primăriei. Deci noi ne deplasăm de la o primărie la alta doar să le ducem hârtiile de la un departament la altul. Apropo, am identificat aici o problemă. Care este propunerea ta personală pentru treaba asta? Atâta vreme cât ori totul se poate face online, cum spunea Oleg, e clar, este baza de informare a primăriei. Primăria are un site, are un formular. Acele formulare, odată completate de un funcționar, indiferent care ar fi el, indiferent de care parte, să fie vizibil și să fie recunoscut. Nu să fiu eu nevoit să mă duc să iau hârtia în original de la un sediu, să depun la celălalt sediu tot în original. Și pe urmă să mă duc să iau înapoi și să o duc iar înapoi. Nu se poate. Și cum s-a ajuns? Cum s-a ajuns la anomalia asta? O să facem un scurt istoric? Din birocrația are rădăcini milenare, ca să zic așa. De când e lumea și pământul. Dar apropo de transparența activității administrației locale, am propus în grupul de comunicare al Partidului Verde o idee ca, nu știu, măcar toate mașinile primăriilor, consiliilor locale, ale ministerilor, toate să fie identificabile, eventual și pe site-ul instituției să fie lista cu toate mașinile, cât s-a plătit, cât a costat, pe când i s-a plătit asigurarea și tot așa, ca să putem monitoriza noi cetățenii dintr-o parte. Dacă vedem mașina, nu știu, cu dungă verde, cu dungă albastră, cu curcubeu desenat pe ea, să știm că e mașina primăriei, a Consiliului sau a Guvernului și să semnalăm când o vedem la frigărui, când o vedem la mare, la munte, când o vedem la întâlnire de partid. Nu credeți că ar fi necesară o astfel de măsură asumată de întreg partidul? Sau măcar la nivel local, fiecare primărie, fiecare trei consilieri dintr-un sat să zică primăria toate mașinile le va avea pictate cu o dungă pe care se scrie e din banii publicului, e din banii voștri, aveți grijă unde circulă mașina asta. Cum vă pare așa idee? Da, e o interesantă propunere, dar să nu fie mașina tracolorată, că o să aibă probleme cu arealul unde sunt bisericile. Desenăm floricele. Floricele, așa. Dacă mai scriem și verde în față pe ele, e perfect. Ce să fie exact, pe ele? Exact. Dacă scriem și verde în față pe ele. Nu, exact. Păi nu, că mă tem că o să mergem pe o cale greșită pe care a pornit primarul din sectorul 5 cu care s-ar putea să concurăm noi de grabă. Acela pe toate mașinile primăriei și-a pus inițialele numelui său. Hashtag DF. Și el traduce ca fiind doar fapte. Dar îl cheamă Daniel Florea, absolut întâmplător. Nu e așa că el din bani publici își face imagine electorală? Publicitate electorală și că asta ar trebui să fie pedepsit prin lege și să existe niște instituții sensibile la așa ceva? Perfect, de acord. Da, e o chestie, o anomalie. Din păcate, eu cred că acel primar suferă de narcisism și doar așa se explică treaba aceasta. Eu cred că acest tip de persoană trebuie să-și vadă lungul nasului și să vadă mai mult de problemele comunității decât de propria imagine.
Dar, în fine, eu sper ca pe viitor să băgăm consilieri în asemenea primării, chiar primari, și, și să, să ne gândim cum să gospodărim sectoarele din București, cartierele, satele, comunele. Cred că asta este cel mai important și avem nevoie de gospodari, gospodari serioși, români serioși din diaspora care vor să vină acasă să facă diferite afaceri, să inițieze diferite afaceri, fiindcă doar împreună o să putem să ieșim din, din această pandemie, nu numai sanitară, cât și economică. Cei care veniți au o altă capacitate și am lucrat pentru clienții de afară. Au cu totul altă viziune. Ce înseamnă locul de muncă, ce înseamnă venitul, modul de a se organiza, respectul, cultura și toți sunt factori cumulativi. E un factor cumulativ în care poți să mergi mai departe. Cel mai greu se schimbă mentalitățile și la asta ar trebui să începem să lucrăm ieri, ca să zic așa. De alaltă ieri trebuia să începem, de acum un secol. Un coleg al nostru de pe baricade, mi-l amintesc de la protestele Rezist din fața guvernului Ion Iene, are mai multe comentarii și dacă o să-mi permiteți să le citesc înainte să vă propun să veniți cu idei de final, pentru că avem deja o oră de când vorbim. Zice, mai întâi statul ar trebui să reformeze gratis toată populația pe instalații de gaze și electricitate. Avem resurse interne care posedă, care permite să facem asta. Putem deveni o țară independentă energetic. Dacă racordarea se face gratis, omul își poate plăti consumul lunar din veniturile sale. Racordarea la instalația electrică a unui casnic acum în România costă peste 7.000 de lei. E o sumă imensă. Credeți că de la gaz la electric ar fi mai ecologic, mai prietenos cu mediul? Scuze, colegul. Eu, din păcate, trebuie să plec, că trebuie să am grijă și de copilași. Mulțumesc încă o dată colegilor, da, categoric și colegilor din Sibiu. Înscrieți-vă în Partidul Verde, verdi.ro, partidulverde.ro, semnați viziune, semnați acea petiție pentru salvarea biodiversității și a fermierilor. Comentați, distribuiți și să ne vedem cu bine. Sănătate tuturor, numai bine. Da, mulțumesc, Gabi, pentru ajutor. Tot Ion Iene comentează, trebuie pusă presiune pe guvernanți ca să finanțeze agricultura și să permită vânzarea cu prioritatea produselor românești în lanțurile de magazine. Asta e o teză mai degrabă naționalistă. Totuși e știut că la nivel european toți fermierii sunt subvenționați. Nu există agricultură independentă, ca să zic așa. Totul e cu susținere de la stat. Și mai zice omul în concluzie, trebuie cerută imperativ transparența banilor publici în toate instituțiile și asta mi se pare o temă importantă de abordat de către noi verzi, dacă vrem să ajungem la guvernare locală sau în parlament. Eu aș lua invers puțin. Da, transparența financiară, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie foarte vizibilă. Orice leu care a ajuns în posesia statului trebuie să se vadă care a fost cursul lui și în ce s-a investit. Din punct de vedere al exploatărilor și al menținerii și al protecției de finanțare, ba agriculturii, ba energiei sau oricărui alt mijloc, aș opta puțin spre varianta franceză, de actuală. Dacă poți justifica că acel produs a fost produs în România, ai voie să-l vinzi în România. Dacă nu, nu poți. Să nu poți să vinzi de afară pe importuri mai mult de un procent, de 20, 30, 40% maxim. Restul, dacă vrei să vinzi, indiferent de ce produs vrei să vinzi, trebuie să vie cu proveniență din România. Ca acel supermarket să fie obligat să-și deschidă puncte de producție în România, dacă vrea să vândă. Nu să avem aceleași prețuri ca în Occident și el să-mi importe din Occident, de la propriile lui firme, să-mi importe produsele. Și el să-și ducă toate veniturile înapoi. Deocamdată constatăm o situație foarte deosebită. În magazine roșiile se vând cu 6, cu 5, cu 4 lei kilo și te duci la piață, roșii românești, poate produse aici în jurul capitalei, cu 10 lei. Deci cum să ai pretenția ca magazinele să vândă numai produse locale când o să ne coste o grămadă ochii din cap, ca să zic așa.
mai ieftine ies cu roșiile turcești. Plafonând chiar și prețurile de aici. Deci ok, de acord, acea competitivitate, dar totuși să ai un volum prin care poți să susții. Pentru că dacă ele sunt pe o filieră de import mai ieftină, fără taxe, fără multe altele, poți să ajungă la un preț. S-au folosit munca la negru, acolo, de sclavi, necontrolată de către Uniunea Europeană. Turcia nu e în Uniune. E greu de spus. Ni se pare că mâncăm ceva mai ieftin, dar de fapt în felul ăsta susținem niște condiții inumane de muncă, poate. Da. Stimate domn Călin Joarză, mulțumesc foarte mult pentru participare. Mult vă mulțumesc și eu. Și sper să mai avem ocazie. Îi mulțumesc și lui Cristian Hirș dacă ne vede și ne aude. Vă mulțumesc tuturor, întregii echipe de verzi de la Sibiu. Sper să mai avem ocazie până în alegeri. Ne-am înțeles. Să auzim de bine și până la alegeri și după alegeri. La revedere! La revedere!